În anul trecut, moldovenii au avut un salariu mediu pe economie brut de circa 9200 de lei, în creștere față de 2020. Republica Moldova a avut însă cea mai mare inflație din ultimii 18 ani și acest lucru a avut un impact negativ, afirmă analistul economic Veceslav Ioniță. Unii cetățeni nici nu își amintesc când au beneficiat de o majorare de salariu. Mulți se văd nevoiți să muncească suplimentar pentru a face față scumpirilor. Salariul a avut înregistrat o creștere, dar modestă, de doar 1,3%. Altfel spus, chiar dacă salariul cetățenilor noștri a crescut cu 1000 de lei, el în realitate a fost mâncat de inflație. De aceea am putea spune că anul 2021 este un an cu creștere nominală a salariului, însă în realitate puterea de cumpărare a populației a rămas practic neschimbat comparativ cu anul 2020. Peste 25% dintre angajații din Republica Moldova au un salariu net de până la 4000 de lei pe lună. I-am întrebat pe oameni când au beneficiat ultima dată de o majorare de salariu și dacă acest lucru îi ajută să facă față scumpirilor în lanț. O 2-3 ani în urmă. Așa, cu cât a fost această majorare? E, o 3000 de lei. Privința la asta cu scumpirea e foarte rău. Dacă vedeți, eu plec de acum. Unde plecați? Ha, Anglia, ce se face aici? Cu 20 de ani în urmă, când eram tânără. La început de an. Așa, a fost deci recent. Da. Cu cât vi s-a majorat salariul? Cu cât a fost adoptată legea? Lucrez în sectorul privat și când avem contract fixe, dar, nu știu, de an la an se discută cu angajatorul, evident. Mă dați beneficiat de o majorare de salariu? Asta e întrebarea, cred că e pentru altcineva, fiindcă eu mi-o majorez mie. Chiar anul acesta ne se păstăvim majorarea salariului și majorarea prețurilor. Eu живу la зарплата учителя. Не легко. De mult tare. Când ultima dată ați beneficiat de o majorare de salariu? O dată pe an, în luna mai anul trecut. Faceți față ultimilor scumpiri? Da. Veceslav Ioniță susține că majoritatea veniturilor sunt obținute din salarii, aproximativ 63 de miliarde de lei. Peste 47 de miliarde de lei provin din remitențe, alte 27 de miliarde din pensii și indemnizații sociale, iar 16 miliarde de lei provin din veniturile acumulate în urma activităților agricole. Veniturile de bază ale moldovenilor sunt nu doar salariile, ne-au spus oamenii care spun că sunt nevoiți să caute și alte resurse care le-ar aduce bani. Dumneavoastră lucrați și acum? Da. Dar un alt venit pe lângă salariu. Mai aveți? Mai faceți altceva? Pensie am și mai fac niște lucrări, calcul niște. Am fost inginer și folosesc capacitatea până când. Trăiți doar din pensie sau aveți și alte venituri dumneavoastră? Am copii. Mă ajută copiii. Ajută. Cred că se vede. Ca și m-am gândit când am fost tânără, pentru bătrâneță, și acum copiii mă ajută. Deci eu am o întreprindere, o activitate independentă și sunt liber profesionist. E mai complicat, s-a scumpit totul, foarte scump. Pe lângă salariu mai aveți și alte venituri ca să puteți să trăiți, mai faceți altceva? Ne ajută, da, ne ajută și după hotare și părinții. Ne descurcăm cumva, mersi. Eu sunt pensionar, eu cresc la rând, prinesc. Ne ajută copii. Din pensie nu se poate. Statistica mai arată că între cei mai prost plătiți angajați și cei mai bine plătiți este o discrepanță enormă. În anul 2021, cel mai bine plătiți 60.000 de oameni au aproape 25.000 de lei pe lună salariu mediu. Noi avem salarii de 40.000 de lei și 50.000 de lei. Nu vorbesc de salariile excepții. La polul opus se află alte 60.000 de salariați. Din nefericire, sunt din sectorul bugetar, din funcția auxiliare, fie oameni din cultură, mi-e rușine să o spun, dar aici ăștia au salarii micuți, unde salariul mediu este 2.890 de lei, va fi în 2021. În Republica Moldova sunt aproximativ 600.000 de salariați cu norma completă și în jur de 100.000 de moldoveni care muncesc part-time. Mai sunt încă 400.000 de oameni care activează neoficial. În 2021, veniturile totale ale populației au fost de 155 de miliarde de lei. Cifra este în creștere cu 19 miliarde față de 2020. În 2019, veniturile moldovenilor au ajuns la puțin peste 129 de miliarde de lei.